Biserica Precista Mare găzduiește începând de astăzi 9 decembrie până luni papucul Sfântului Ierarh Spiridon. Romașcanii care vor să-i aducă închinare sunt așteptați până luni, când este și sărbătoarea acestui sfânt. Papucelul Sfântului Ierarh Spiridon a fost adus cu binecuvântarea preasfințitului Ioachim Băcăuanul astăzi, vineri, și în jurul prânzului și va sta aici la Roman până în ziua praznicului Sfântului Ierarh Spiridon, până luni 12 decembrie, când după Sfânta Liturghie îl vom înapoia mănăstirii Râșca din județul Suceava, de unde l-am adus spre închinare. În toată această perioadă îi așteptăm pe romașcanii care au dragoste față de Sfântul Ierarh Spiridon să participe fie la acatistul Sfântului în fiecare zi, fie la Sfânta Liturghie de dimineață în fiecare dintre aceste zile, sau în după amiaza acestei zile de la ora 17, mâine după amiază de la ora 17 la slujbele Sfântului Maslu, iar duminică, în preziua praznicului Sfântului Ierarh Spiridon, îi așteptăm tot de la ora 17 la slujba veceniei și a litiei. Cuviosul părinte Spiridon a trăit în vremea lui Constantin cel Mare. Era simplu în purtări și smerit cu inima. La început a fost păstor de oi, apoi s-a însurat și s-a făcut episcop după moartea soției. Dumnezeu i-a dat harul tămăduitor în așa măsură că a fost denumit făcător de minuni. Sfântul Ierarh Spiridon este sărbat în fiecare an la data de 12 decembrie și este cunoscut în biserica noastră ortodoxă ca fiind un sfânt călător, în sensul în care este sfântul care vine în ajutorul celor care îl cheamă ca sprijin pentru depășirea anumitor probleme. Tradiția vorbește despre faptul că acești papuci pe care sfântul îi încalță în fiecare an sunt schimbați și ei sunt poartă urmele călătoriilor Sfântului Ierarh Spiridon, în sensul în care sunt bătuciți și nu de puține ori au fost descoperiți prăfuiți, deși Sfântul stă într-un sicriu prăfuit și chiar având urme de iarbă, spun părinții din Grecia. Și de aceea în fiecare an papuceii respectiv sunt dați unei comunități care are evlavie față de Sfântul Ierarh Spiridon pentru a spori această evlavie și spre închinare pentru încurajarea cultului Sfântului Ierarh. Moaștele sale făcătoare de minuni se păstrează în insula Corfu, unde au rămas nestricate până astăzi.